Domnule primar, ne prezentați un bilanț la un an și patru luni de administrație în interesul cetățenilor din Țiclenii. De la începutul mandatului eu am intrat în forță. Nu am lăsat pe ultima sută de metri, în ultimul an să le fac pe toate. Am terminat lotul 2 de ziduri, de șanțuri și podețe. Am început cu lotul 3 de șanțuri, podețe și ziduri de sprijin, la care se lucrează în continuare. Acum am dat ordinul de sistare a lucrărilor, precum a venit sezonul rece și betonul e cam certat cu gerul. Și începem, le reluăm în primăvară, prin martie, cred, cum se domolește frigul. Ne apucăm de treabă să terminăm și acest lot, ca să începem cu ultimul lot, lotul 4, care definitivăm tot ceea ce înseamnă infrastructură în orașul Țiclenii. Anul acesta am reparat căminul de băieți, preluat de la Liceul Tehnologic. L-am izolat și am făcut parcări în față, deoarece, după cum știm, avem 10 garsoniere date la cetățenii din orașul Țicleni. Anul viitor urmează să mai facem un nivel sau chiar două, să vedem cum stăm cu bugetul. Și continuăm până terminăm acest P+4 cu garsoniere și eventual apartamente la capetele holurilor pentru cetățenii din orașul Țicleni care nu se înțeleg bine cu părinții, tineretul de astăzi, și de ce să nu duc o viață decentă în orașul nostru. Anul acesta am dat drumul și la fabrica de cablaje, un fost cinematograf care l-am reabilitat și l-am făcut pentru o fabrică de confecții, dar acesta n-a mers, n-a funcționat, a dat faliment. Am găsit o firmă care se ocupă cu cablaje în Craiova, a deschis și la noi. La momentul actual lucrează 70 de femei din orașul Țicleni la această fabrică. În general, locuitorii, unde își desfășoară, în ce domenii își desfășoară activitatea? Da, la noi, în orașul nostru, cetățenii își desfășoară activitatea, o parte din ei, dar cei mai mulți pensionari și-au desfășurat activitatea la petrol. Petrolul, după cum știm, e cam pe terminare la noi în Țicleni și s-au făcut disponibilizări multe datorită scăderii producției la petrol și gaze. Mai avem foarte puțini, suferă și cetățenii, suferă și primăria pentru investiții și pentru toate cele, deoarece impozitul pe salarii și pe clădiri îl încasam de la această firmă de petrol. Cetățenii mai lucrează o parte și la mină, foarte puțini. În Târgu Jiu, tineretul, ca în toată țara, au plecat în afară, au prins gustul banului, salariile mai mari. Acum, chiar dacă se deschide o firmă de ceva, e foarte greu să-i aducem înapoi. Numai dacă se ridică salariile noastre la baremul de salarizare din Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule primar, și mult succes în continuare și sărbători fericite. Vă mulțumesc, alături de cetățenii la toți locuitorii din orașul Țicleni.